Bun, bun, continuați. Pe tine cine te bagă în seamă? Cine? Dar nu vreau să mă bagi. Dar nu, tocmai nu vreau să mă bagi în seamă. Uite că nici tocmai nu vreau să mă bagi. Treaba mea, suntem... Și te-am deranjat, n-am deranjat pe Mariana Ionuț, tu? Cine să mă bagi mai pe mine? Dar chiar nu-mi doresc așa ceva. Chiar îți dau multă importanță și n-are rost. Vai de mine, îți dai seama ce importanță îmi dai tu, măi. Țarancu. Livian, mulțumim pentru cadouri, sunt foarte superbe. Mai strâng. Livian a demonstrat puterea dragostei, a dorit soției sale, viitoarei soții, un cadou minunat. Și discutam despre dar, că tot punea că nu se demonstrează puterea dragostei. Te fac să plângi, crede-mă. Crede-mă, mă faci să plâng. Te fac să plângi. Siguranță. Mai ales. Opric, ca tine, și cât și compachita Bianca. S-o la razna, care ești. Am venit și sau îi calmez eu, Oprică. Ne calmăm reciproc. Că și așa mă auzi că aseară... Ești pe femeie, Tanac, așa vreau eu. Hai, pe ne calmăm amândoi. Ia, Livian, nu mă interesează ce ai dispus tu. Aia, dar una dacă și-o căutat-o cu mine, îi dau. Îi dau ce vrea, măi, dacă și-o căută cu mine. Înainte să... Asta care am trecut pistii de toate alea care au fost. Și-o caut iar cu mine, vedică în față la locul meu și când văd de treaba mea, încearcă iar să mă strânească. Păi da, ți-arăt eu, măi, fetițo. Ți-arăt, vrei materiale cu mine, Bianca? Sau ce cauți? Barbar. Neînsemnat. Am auzit că tu cauți o prică materiale eu cu mine. Eu chiar nu caut nimic. Așa am auzit. Ce e? Ai auzit așa, o trecut-o rândunească tu. Aia. E, nu te mai băgași tu, că mă iau. Nu m-am băgat, o prică, adică nu m-am băgat. Iar te bagi între femei? Dar nu, te cert eu pe tine? Dar nu te băga, măi, tu, că tu nu erai ieri în emisiune, înțeles? Eu tocmai de-aia aduc subiectul să... La ce te bagi în seamă tu acum? Nu înțeleg. Dar de ce te enervezi, Oprica? Dar nu te băga, Livian, am încercat să explic frumos. Dar dacă să vorbești cum vor, schimb foaia și eu. Ai înțeles? Păi poți să rog schimb... frumos să vezi de treaba ta. Poți să schimb și cartea. Îi rog frumos să-ți vezi de treaba ta și lasă-mă să-mi rezolv eu situația și problema cu leșinata asta care o ai. Pe care o ai și leșinata... Ar trebui să nu se da, tot sunt corect gramatical. Dintre tine și ea, fără să jignesc sau așa, pe tine da, ești în starea da, mai proastă. Tine, da, mai stare da, mai proastă acum, adică da, balanța ar trage că tu ești un pic mai leșinată, să zic așa, că tu ai starea mai proastă. E nu. E hai, te rog eu frumos să vezi de treaba ta și dacă nu... Dacă e malicioasă, nu faci solar. Nu te băga iar tu, că te fac iar fătălău și toate alea, da? Dar poți să mă faci ce vrei tu, ta, nu te băga tu iar să iau în discuții, da? Vezi de băieții tăi, vorbești cu băiatul nou, cu Ionuț ăla de lângă tine, cu Turcu. Lasă-mă să-mi rezolvi problema cu Bianca. Problema cu Bianca o, vreau să văd ce o intervii pe parcursul asta, conversației noastre. Ce probleme are iubita ta? Problema cu Bianca o intervii pe parcursul conversației noastre. Adică nu poți să-mi duci, nu te băga în discuția dar mea spun cu Bianca. Dar spune asta, iar mai stat din gură. Eu i-am spus, vorbeam nu știu cu cine și asta vorbea. Și am zis că să vorbească Mariana. Asta o cheamă Mariana asta spune, și vorbește. Dar ce? Nu știu ce, iar să bagă asta. Nu-i primiște darul, tu n-ai primit nimic, n-ai de ce să vorbești. Iar să bagă asta seama. Mine parcă ar fi ceva nou. Mariana tot timpul se bagă, dar nou. Hai, aveți grijă de voi. Dacă îi spuneam la... Chiar îți cupun stim. Bianca, mai spuneam, dar Mariana, poți să zic și eu ceva? Ei, dar mă, dacă primim chestia, avem dreptul la vorbă aici. Măi, asta, Ligi. Păi aveam un motiv. Discutam de cadourile noastre. Ce, ți-e ciudă că n-ai primit tu ceva? Ai primit flori, ce? S-am zis nu vorbi de flori că ai primit sau ce? Noi ne jucam cu Bianca cu jucăriile. Încetişor. Da. Roxana! Și Bianca a zis că nu a avut replică și s-o lua de mine. Are 100 de ani și să joacă cu jucăriile și așa. Treaba mai bine mă joc decât mă bat și înjur. Da. Oprica este Roxana din sezonul 1, care doar amenință, nu lovește. Pentru că, nu numai că nu are curaj, pur și simplu joacă un rol nepotrivit. Vorbește că te caută. Zic, acum, de-aia te caută ăștia. Te-a strigat o frică, serios. Da, Oprica, spune, te ascult. De ce mă întreb? Spune, de ce mă întreb? Ce s-a întâmplat? Zi-mă să zic că ce te-a zis, că nu era aici. Vorbi imediat, stai așa puțin. Dar pune să bagă asta în seama, dar oare era trecut din urmă. Dă-le mă, ignor, femeie, dă, ignor, nu știi să ignori. Nu vreau să ignor, da, păi mai bine pentru tine, crede-mă. Pe toți, care se bagă în seama, iurea, așa. Chiar pe toți. Am și o curiozitate. Vezi că ești încălzită, treaba ta, vezi ce bă, nu mai pot. Oprică! S-a încălzit motorul. Are o curiozitate, Ionuț. Te tot strigă Ionuț vezi aici, am văd de treaba lui și leșinatul ăsta. Și leșinatul ăla, tu de treaba lui. Stai așa puțin, că îmi cade sticla. Stai un pic, stai un pic, că dă pe lângă Cico. N-are poate replică, că ți-o spunea dacă era. Până punești tu cu aici pahare. Eu cred că tu ai pus ochii pe mine, prin gesturile astea. Oprică! Dar pe
Am observat, dar am zis, bă... Nu mai ai cuvinte cu Ionuță. Nu știu ce să zic. O fi, nu o fi... Hai, scoate-mi cadru, că nu am chef să-i fac materialul ăsta. Ca să nu iasă afară, a luat exemplu. Dar vreau, înainte de a pleca acasă, să te invit la un dans. Dacă se poate. Stai. Ce-ai zis, măi? Vreau să te invit la un dans, înainte invit de a pleca. Un dans. Vorbește, frumos, că mă enervezi. Masa, îți pun masa în cap, dă-te, de leșinat. Dă-te, treaba ta. Bă, era să spui, că am o stare proastă și tu asta, nu te, măi. Vezi de treaba ta cu materialul tău cu tot. Gata, nu mai. Ai înțeles? Gata, hai să ne calmăm. Vezi de treaba ta, măi, nu mai căuta material așa cu joapă, ca te bagi în seamă. Lasă, frate, că e nervoasă. Trebuie să lupt? Eu mă lupt, nu știu, nu e problemă. Draga mea, gata, nu te comporți taci, ca o femeie, ca un bărbat, cum vorbești. Da, rupi-te, măi, un bărbat babeto, nu m-a amenințat? Babeto. Tu pe mine nu mă pot amenința, că tu știi ce oameni cunosc eu. Stai așa că vin și vorbim față în față, bă, că ai tupeu și tu. Dar ce ai, Mariano? Bă, tu dacă faci aici din material, ce faci? Ai înțeles? În afară! Ce cauți, mă, atenție aici? Bă, ce cauți aici, atenție? Tu ești cea mai falsă. Mă, face mie așa, că nu am să nu intra pe... Nu te-a... Clar, face-mi de asta, semne de asta, înțeleg? Diana, bine ai venit în Casa Puterea Dragă. De ce ai venit? Am venit să-l cunosc pe Filip. De cine? Pe Filip. Eu nu ți-ai bătaie în fiecare zi de la fete? Doamna Andreea, nu știu cum să vă spun, dar e mai rău ca în junglă aici. Cu ce s-a făcut de râs Roxana în fața unei țări? Nu are rost să dau cu discuție. Știe ea mult prea bine ce a făcut. Dar spune tu, mă! Toată... Dar spune tu, are rost! Filip, ce vorbeați aseară? Despre gelozia ta? Eu încă nu am mare lucru cu Filip și nu pot. Adică el mie trebuie să-mi demonstreze niște chestii, trebuie să-i spui niște sentimente ca eu să pot să fiu geloasă. Ce părere ai de faptul că Diana a intrat pentru el? Nu mă deranjează, eu știu ce pot și știu ce sunt. Ela, ce părere ai despre discuția asta aprinsă? Da, cea da, mai penibilă discuție știi, dacă mă întreb pe mine. Ela! Este urât! Nu mai vorbiți așa, mă! Dar ce eu sunteți la grădiniță? Nu, e urât că nu-ți cer eu scuze, asta e urât. Jurați așa, ca așa, portului, sunteți la televizor. Cerim o scuze, că eu plică. Ce scuze, îmi cer scuze. Dar nu mai jurați așa, ca așa, cu stătul. Oprică! Bravo, îți cere scuze pentru înjurătura ta tot, Ionuț. Scuze, de la mișto. Până să vii tu, au mai fost alții în așa ca tine. Dă un nume. Vezi de treaba ta. L-ai pus pe gândul rău, nu l-am văzut niciodată așa îngândurat. O să plec trist de bă, eu n-am nimic cu băiatul ăsta, dar mi-e antipatic rău, nu-l suport. E antipatic rău. Nimic, dar e antipatic. Oprică, pentru tine ce înseamnă să fii un om antipatic? Îi să los rău, să bagă cu japca în seamă. N-are pic de bun simț, vine, intră în casă, nu bate la am, ușă. Am, dar nu observi tu. Ai? Da. Cred că la tine acasă. În punctul meu de vedere, știi ce cred, Ionuț? Că toți băieții care i-ai plăcut ai fost așa mai duri cu ei, pe care ai fost așa mai duri. Nu, mi-e drag de el. Și că cumva l-ai simpatizat într-un fel. Mi-e drag de el, mi-e mor. Adică eu așa văd pe el. Atât el, după ce tu îl înjuri. Mă tot atragi dacă continui. Da, da, mi-e drag de tine, nu mai pot. Chiar o să pun suflet și o să sufăr la un moment dat. Te rog frumos să mă crezi, este tare. A, bine, nu începi iar cu ștourile astea. Oprică, după ce ai dat și cu scaunul și cu masa, el tot a vrut să te invite la dans. Și asta mă face să concluzionez că, nu știu, într-un fel i-ai implementat o mentalitate din asta, că l-ai plăcut. Eu zic că o dăm la pace printr-un dans.
Bă, băiatule, și chem orice. Hai, du-te la ea, du-te la ea, hai, du-te și orice pe dansa. Băi, lăsați-mă acolo, stă bine acolo, acolo. La ce stare am, am o stare foarte proastă. Acum și regret. La modul cel mai serios, da? Vrei că nu știi bomba, are și o surpriză. Mă descalific unul din ăștia doi. Ionuț, Liviane, mă descalific unul din ăștia doi, dacă... Acum regret. Că am imitat-o pe ela la dans. Ia zi treaba ta, vorbești cu ela, cu cine ai tu vorbit. Ela, ce părere ai despre nouă concurent? Este un băiat. Ești okay. Jurnalistă, ta. Îi dai calde și lui, îi dai calde, gata, am înțeles, bun, ok, altceva. Ești gelos? Băgari, foarte gelos. Ce părere ai din nou concurent, Ela? Păi, am o părere bună față de tine. Gata, nu mai ai, nu? Ai terminat. Față de tine? Mai ții la Jador? Mă provoacă pe oprică, frate, dar las-o, dacă vezi că s-a încins, las-o, mă, nu... Nu știu, n-am. Băi, terminați-o chiar, n-am chef, am ajuns să vorbim discuții. În emisiunea asta. Pe bunii, vorbim numai bălării și numai... Serios! Nu vă dați seama, dacă s-a săturat o prică, ați nebunit la cap.